Sargeți Ușerii și suntem din nou pe platourile de filmare aici la filmul 5 Gang. Pali Dobrogeanu, ce frumos! El se ferește de vlogurile noastre, că el în general recritică de acolo, de la el, de la rezumatul zilei, dar uitați-vă că este aici și lucrează cu noi la... Avem voie să zicem? Avem voie să zicem că punem film. După. Ce film? 5 Gang, normal. Exact, aia zic. Ne aflăm aici și cu Graba, care e colegul meu de clasă, cu Zbârci. Și încet, încet începe să se strângă și 5 Gang-ul aici, boșilor. Eu sunt aici de la 10 dimineața, am filmat cadrele mele singur. Acum urmează să filmăm cadrele cu 5 Gang în acest club foarte minunat numit The Fur. E clubul Romicuțu și ne aflăm aici și cu Gami Sos, care n-are niciun chef ca de obicei, nu vă mai miră nimic. Bună dimineața! Bun. Ce vlog faci astfel? Ia să vedem. E greu sau ușor de făcut? Astăzi, Gami, o să facem în seria noastră de vloguri on set, o să facem două adevăruri și o minciună cu 5 Gang, care trebuie să spună fiecare două adevăruri și o minciună și trebuie să ghicim care sunt adevărurile și care e minciuna. Înainte de toate, boșilor, vreau să vă readuc aminte de cel mai mare turneu național 5 Gang, care are loc toamna asta în 8 orașe din această țară, în caz că credeți nu facem tururi internaționale momentan. Asta doar aici, țărișoara noastră. 8 orașe din țara asta, așadar: Galați, Bacău, Iași, Brașov, Craiova, Oradea, Timișoara și Cluj. Ne vedem în turneul 5 Gang toamna asta. Biletele le puteți achiziționa pe bilete.5gang.ro. O să fie cel mai fire show pe care o să-l purtăm în absolut fiecare corțișor al acestei minunate și frumoase țări. Hâți, Johnule! Momentan ne aflăm în pauza de masă de pe set. Nu vreau să deranjez prea mult, lumea mănâncă. Îl avem aici pe AD-uri. First AD sau Second AD? First AD. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă această funcție? Explicați-ne. Sunt în charge cu tot ce se întâmplă pe platou. Am înțeles. Ordine de filmare, oameni care se mișcă timp, program, masă și cu tot programul de filmare. Cu masa văd că ești on point. Cu masa am reușit să mănânc acum, da. Cum ți se pare la filmare? Foarte, foarte bine, pentru că avem un idee atât de bun. Sigur, asta cred că este cheia. Și un actor profesionist. Și un actor profesionist. Aici am camera de machiaj, nu sunt sigur, dar cred că... nu cred că e asta camera de machiaj. Salutăm și figurația, El Figuracion, mulțumim. Bro, care regizează filmul 5 Gang, avem onoarea să avem un asemenea regizor excepțional. Al câtea film este pe care regizezi? Băi, mers, de la l-am dat afară, la n-am prins bani. Primul, vă zic eu. Da, e primul. Da, da, da. Și ne aflăm și cu un personaj din film, acesta fiind Micuțu. Salut. Ce faci, Micuțu? Bine, foarte bine, mulțumesc. Intru să văd câți urmăritori am pe YouTube. Și? Cum stai? 100.000. Seam. Da. E prima oară când zice asta cineva lângă mine. Îmi cheamă Micuțu, frate, știm cu toții că ești cel mai slim. Nu mă cheamă așa, mă cheamă Cosmin Negru. Bine, follow, subscribe. Să înțelegeți că Cosmin este un actor, cum se cheamă, method actor. Și de-aia el nu-și iese din rol. Cum mai este în rol, nu poate să fie persoana super fericită și voioasă, care el e mereu, că e un dulce și jumătate. De-aia acum e în rol și noi nu putem să-l scoatem. Noi ne adresăm domnul Carafă cu el. Pe Instagram, Micuțu Stand. Da. Și TikTok-ul? Da, chiar, tot Micuțu Stand. Chiar am TikTok. Ai TikTok? Nu cred. Apropo de asta, nu uitați, follow pe TikTok la Sherry și la Micuțu Stand Up? Cred că da. Bine! Ultimii care au ajuns pe set astăzi, campionii naționali, Peri și Mădălin. Poșilor, acum că toți au venit aici, putem începe challenge-ul cu două adevăruri și o minciună. Ne vedem înăuntru. Bun, guys, ne-am strâns aici cu toții, Mădălin, Dia, Pain, eu și cu Gami. Să spunem fiecare două adevăruri și o minciună, că o să facem mai multe ture. Vedem cine ghicește mai multe chestii despre ceilalți. Cât de bine ne cunoaștem, e pe puncte, vreau să văd cine câștigă astăzi. Nu m-am bătut niciodată. Asta sigur e minciuna, ești nebun la cap. Hai zi. Mă duc săptămânal la biserică. Îmi place cu voi la filmări. E greu. Băi, mi se pare foarte greu, mi se pare că omul a spus 3 minciuni. Deci, în primul rând, tu sigur nu te duci săptămâna la biserică. De unde știi? Sunt ferm convins, am stat mai mult de o săptămână cu voi. De o lună asta e aproape. Ca să-mi dau seama de asta. Eu zic că minciuna este că te duci săptămâna la biserică. Și eu zic la fel. Aia sigur e minciuna. Toți cu biserica? Da. Votăm biserica. Avem dreptate? Like. Deci stai un pic, tu nu te-ai bătut niciodată? Niciodată în viața ta n-ai avut o bătaie? Nu era mic, dar o bătaie pe bune niciodată. Niciodată, pentru că noi în 5 Gang suntem pacifiști. Cei mai pacifiști. Cei mai pacifiști, da. Marius Gami. Dacă-mă de aici. Tu zici că te bat? Eu te. Deci. Betty are 2 ani. Bine că știm. Da, știm cu toții, da. Dai seama. Betty? E șobolanul ăla ei, mă. Hamsterul ăla. Hamsterul ăla. Potaia aia. Betty are 2 ani. Ok. Am fost însărcinată.
Este wow, de 2 ani cu Alvarez. De 2 ani cu Alvarez. Băi, de 2 ani cu Alvarez, eu știu sigur că este. Da. Betty nu știu câți ani are și nu știu dacă ai fost vreodată însărcinată, dar tind să cred că totuși nu, adică mi se pare că ești o fată. Totuși, am avut o pauză pe YouTube și de postat și pe Instagram, poate... Eu zic că nu. Și eu zic la fel, eu merg pe ideea că minciuna este că ai fost însărcinată. Păi eu zic că Betty n-are 2 ani. Eu zic că niciodată n-ai fost însărcinată și aia e minciuna. Bă, dar Betty e băiat sau fată, la urmă? Stai puțin, Betty nu e sora ta? Bă, stai, okay. Eu nu mai zic okay. Nimic. Ok, tu ce votezi? Nu a fost însărcinată de ea. Deci hai că a fost dacă eu zic că ar fi momentul de ea să ne spui. Să ne spui ce faci tu cu Alvarez toată ziua, da. Dacă nu turnați și... copii pe bandă. Hai zine de ea, că ai minciunat. Minciuna e că am fost însărcinată. N-ai fost niciodată însărcinată. Niciodată. Doamne ajută, asta ne mai lipsea în 5 games. Băi, ești nebun la cap. Era super locuri aveam cu copilul ăla. Mamă, vă dați seama dacă era de ea însărcinată, ai dreptate pe inu. După aia mi-am fiecare family vlogs, profitam. Chiar credeți că l-aș fi lăsat cu voi? Există prank-uri și challenge-uri cu copilul tău. Noi nici nu cunoștem. Să aruncăm de la balcon, dar era de plastic. Prank, ți-am aruncat copilul de la balcon. Pain, e rândul tău să ne minți și să ne spui și două adevăruri. Băi, fii adevărat. Deci, a fost ziua mamei mele ieri. Așa. Asta e adevărat, ba, eu i-am zis la mulți ani mamei ei. Chiar i-am zis, doamna Florentina Luca poate confirma că toată trupa Five Gang i-a urat. Mama mea, mă, regina mea. Toată echipa de filmare chiar. E ziua tatălui meu în 4 zile. Așa. Și ziua mea e în ianuarie. De unde să știu eu această informație? Da, ziua ta e în ianuarie. Nici nu e aia cu taică tu. Nici nu e aia cu taică tu. Da. Este minciuna e că ziua ta e în ianuarie. Ai minciuna. Minciuna e. Da. Aia. Toți ați primit un punct. Bravo, mă, știa lumea. Păi știți de ce știu? Auzi? Știți și data? Dacă știți ce ați dat des campioni. 21, 22, 23. Cine spune data din prima încercare primește un punct în plus. Din prima încercare 10 deja. Toți am greșit la prima încercare. Ideea e fermătoare, în momentul în care a fost ziua lui Pain, fix în ziua aia, noi am făcut acel shooting photo pentru Mărciu 5 Gang. Și am rămas blocat în lift de ziua mea. Dar și stai mă, nu eu ține data e ziua lui. Nu, chiar nu știm ce 16 februarie, boilor, fratele meu. 16 februarie, e? Mădălinia punct! Mădălinia punct în plus, deși a trișat. Nu e vorba că a trișat, este aceeași zi cu mine, 16-16. Păi ce, era și ziua ta atunci? Păi 16 august. El e 16 august. Eu țin minte un singur lucru foarte clar. Pain la 0-0 de ziua lui fix când a fost... Hai că aveai telefon! Fix când și-a... Aoleu! Fix când... Aoleu! Fix când și-a făcut ziua de naștere, era blocat în lift. Eram toți cu el blocați în lift. Se întâmplă aici, se dă cu fum, se... Se întâmplă lucru aici la filmul Five Gang. Care o să iasă broșilor în toate cinematografele din țara asta pe 27 decembrie. Iubesc salata de vinete. Cred că da. Nu am stat niciodată în spital mai mult de o zi și niciodată nu mi-am rupt o mână sau un picior. Nu ți-ai rupt niciodată o mână sau un picior. Ai minciunat? Nu, da. Eu zic că nu, aia nu. Nu, stai. Tu nu ți-ai rupt niciodată o mână sau un picior. Nu ți-ai rupt. Nu deci toată viața ta. Iubești salata de vinete, eu știu. Salata de vinete. Cred că iubește salata de vinete. Cred că e minciună. Nu. Salata de vinete, nu vinete, da. Salata de vinete, da, nu scuze. Așa este, detest salata de vinete. S-a luat după mine. Am mâncat o singură dată salata de vinete când eram mic și am vomitat și de atunci n-am mai mâncat niciodată salata de vinete. Păi rândul meu, băi. Hai de gami. Ia minte. Avem așa. Mi-am spart capul, cred că asta e adevăr. Mi-am luxat mâna și mi-am rupt piciorul. Joacă pasta, bossule. No dai. Bossule, nu te rup piciorul. Asta e. Se spart fața. N-am zis de față. Capul. Coșurile aia, nu? Adică... Deci tu zici cu capul, tu cu mâna și tu, Shelly? Eu zic de picior. Tu zici piciorul? Și eu am zis picior. Eu zic că minciuna e că nu și-a luxat mâna niciodată. Piciorul era minciuna, yes! Băieți. Slab, asta e. Slab, de unde să știu, mă, frate? Hai să mai facem o tură de două adevăruri și o minciună ca băieții aici. Hai că... Ia uitați ce e acolo, se amplasează luminile, se fac probe. Hai că nu trebuie să mă îmbrac, să mă machiez pentru film. Meu. Cine e câștigătorul? Madalin, 5 puncte. Felicitări, Madalin! Madalin este al doilea challenge pe care Madalin îl câștigă din cele două vloguri. Cele două vloguri pe care am filmat de când am început seria asta. Așa că felicitări, Mădălin. Noi trebuie să începem filmările broșilor. Cea mai mare capodoperă cinematografică pe care a văzut-o filmul românesc. Păi mai era un solo. Când auzi solo știi ce trebuie să zici, da? Solo! Solo! Broșilor, pe un set de film, de obicei, pentru un singur cadru al unei singure scene se iau undeva în jur de 7-10 duble. Momentan nici măcar n-am intrat în dublele propriu zise. Ceea ce facem acum este o repetiție filmată. Adică noi pur și simplu repetăm scena și vedem ce putem îmbunătății.
Camera nu e de bine. Hai, Lindu! Sunet, merge sunet, liniște, echipa în spate, vă vedem până la cărămizi acolo. Cristi? 6G, tras 2. Mar. Mar. Și... acțiune? Hai să vrei ceva cu voi aici. Eliberați echipa în spate, să n-apară nimeni, filmăm. Da, 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 da. Hai cu zâmbet. Sunet. 6G, tras 4. Câte chile are tot rigul ăsta? Aproape 2 kg. Aproape 2? Da. Destul de bine, că ne-am fi undeva la jumătate de kill, ceva de genul. Uneori e bine, alteori, dacă dai mai multe goluri, știi cum e, câștigi. Trebuie să am onoarea să vi-l prezint pe Răzvan, băiatul cu geaca. Răzvan, fiind un film de iarnă, eu am geacă, știți în film. Și toată ziua Răzvan a fost un erou pentru că mi-a ținut această geacă. Și de fiecare dată trebuie să se asigure că geaca eu o țin în aceeași poziție și în aceeași mână. Vedeți voi, la noi la sketch-uri se fac tot felul de greșeli de continuitate în care se mută lucruri de la cadru la cadru. Deci avem oameni specializați care se asigură că astfel de greșeli nu au loc. Răzvan e unul din ei. Asta înseamnă profesionalism, boșilor. Ca să nu mai zic că am un microfon aici și microfonul ăsta nu pare de calitate, dar credeți-mă că se aude monumental. Avem un microfon sus, nu știu ce facem cu atâtea surse de sunet. O să vedem la edit. Am terminat de tras scena cu mine și cu Micuțu. Bine, una din scenele cu mine și cu Micuțu de aici din club. Eu am o mare emoție cu behind the scenes-ul ăsta. Nu vreau să vă dau niciun fel de spoiler din film. Nu vreau să știți ce se întâmplă la filmul ăsta. Sper să nu vă dați seama din tot ce e aici. Tot ce vă zic este că e o comedie de Crăciun despre Five Gang, cu Five Gang, în stilul Five Gang. Și o să fie foarte, foarte tare. Eu am speranțe foarte, foarte mari de la producția asta și cred că o să vă placă foarte mult. Un echier, ceva să vedem la câte grade? Ia vezi. Pune linia pe spate, să mor tu. Pune linia pe spate. 3 minute mai jos. 1 minut în sus. Gata, perfect. Hai mă, săriți acum. Cum spuneam, după o gălăgie de timp, începem să filmăm în sfârșit și scenele cu ei, boșilor. Five Gang se află într-un club și este mărul discordiei dintre noi în film. Momentul în care... mărul discordiei, bă, am învățat asta cuvinte noi, mă, ați nebunit, așa, bă. O avem și pe Dia aici. Ce faci, Dia? Stau și sunt tot timpul. Filmarea se apropie de final, boșilor, vă mulțumim că v-ați uitat la încă un vlog din această serie legată de filmul Five Gang. Eu abia aștept să apară și sper că și voi. 27 decembrie filmul Five Gang, dar până atunci ne vedem în turneu național Five Gang toamna asta în toată țara. Link în descriere pentru bilete și ca totdeauna, da, de oia ceea ce-ți vor este aproape fumat, v-aș dați un pup butonul de like, să dați un share. Andrei, că vrem un drill. Foarte, foarte mult, dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați, noi ne-am dus. Pa!